Mihai Dulgan, legenda muzicii ușoare moldovenești, a plecat dintre noi noaptea trecută la numai 66 de ani. Artistul, care suferea de o boală incurabilă de mai mult timp, a decedat la spital. Dulgan a lăsat în urma sa zeci de șlagăre, sute de concerte și o revoluție muzică autohtonă. De ce plâng ghitarele? Știu doar felinarele, frunele amarele. Ce oare au pierdut? Astăzi plâng nu doar chitarele, plânge toată țara și toți cei care l-au cunoscut pe omul legendă Mihai Dulgan. Artistul care ne-a încântat cu melodiile sale timp de aproape jumătate de secol ne-a părăsit în tăcere. Vineri, în ultima primăvară din viața sa, el a împlinit 66 de ani. Primăvară, primăvară, te amintești a câta oară de lumina dragostei din tâi. Primăvară, primăvară, te amintești a câta oară de lumina dragostei din tâi. Ca om a lăsat în urmă un gol imens, ca muzician o moștenire de neprețuit. Dulgan a compus muzică în care s-au regăsit generații întregi și care a revoluționat o epocă. A format și a condus formația Noroc, piesele cărei au devenit șlagăre de neuitat. Alături de soția sa, Lidia Botezatu, Dulgan a făcut istorie. O fulmică, mică, mică, mă grăbesc din hop în hop. Asta-i partea mea de viață, cu noroc și nenoroc. O furnică mică, mică, mă grăbesc din hop în hop. În viața sa scurtă, Mihai Dulgan a fost și învățător și elev. A învățat de la cei mai buni, educându-i pe cei mai buni. În primul rând, însă, Dulgan a fost artist. Cânte un artist, cânte un artist, zâmbet optimist, zâmbet optimist. Numai dorul lui, numai dorul lui, nu spune nimeni nu, nu spune nimeni nu. Deși știa că este bolnav, maestrul nu a renunțat nici pentru o clipă la viitor. Avea atâta de făcut, visa să se întoarcă acasă, unde l-așteptau pianul, soția și feciorul Radu. Nici în gri, tu nu știi ce înseamnă chinul. Eu sunt toată numai chin. Înflora odată griul, nu florește nici în gri. Tu nu știi ce înseamnă chinul. Eu sunt toată numai chin. Mihai Dulgan nu mai este. El a plecat din viață așa cum obișnuia să plece de pe scenă, cu sala în picioare.